Ceapa este un aliment, remediu, care ne ajută să ne menținem sănătatea. Leacurile pe bază de ceapă susțin imunitatea, fiind de folos și pentru ameliorarea multor neplăceri, care apar mai ales în sezonul rece, precum răceala și gripa. Cultivată de mii de ani, ceapa este valorificată ca aliment, dar și ca remediu natural. Conține diversi compuși, vitamine și oligoelemente esențiale pentru menținerea sănătății. Printre acestea se numără vitaminele A, B6, B9 și C, magneziu, potasiu, calciu, seleniu și antocieni. Ceapa este de asemenea un remediu ideal pentru ameliorarea simptomelor infecțiilor respiratorii, precum și pentru prevenirea acestora. În plus, are acțiune anticancerigenă, antiinflamatoare, antialergică, antiastmatică, antiinfecțioasă, ajută la menținerea sănătății cardiovasculare și este antibiotic natural. Ceapa este și sursă de probiotice necesare pentru menținerea florei intestinale și implicit a imunității. Vitamina C și zincul, precum și alți nutrienți din ceapă, susțin sistemul imunitar, fiind adjuvante în simptome ale răcelilor și gripei, precum tusea și febra. Pentru aceste beneficii, consumă cât mai des ceapă în salate sau îți poți pregăti următorul remediu. Curăță o ceapă pe care o tai în bucăți mici. Pune apoi bucățile într-un pahar cu apă și lasă peste noapte, acoperit. Dimineața ia câteva înghițituri din această apă infuzată cu ceapă, iar restul îl consum de-a lungul zilei. Infecțiile respiratorii sunt adesea însoțite de mucozități. Pentru fluidizarea și eliminarea acestora poți încerca un remediu pe bază de ceapă și miere. Combate tusea, desfundă nasul, tinctura de ceapă ajută în digestie. Relatează realitatea.net.